Pentru cei care aveți Biblia la voi, vă rog să o deschideți la 1 Corinteni, capitolul 9. Citesc câteva versete, hai să ne ridicăm în picioare. 1 Corinteni 9, de la 24 la 27. Cuvântul Domnului spune: nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânare și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-am ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ci mă port astfel cu trupul meu și o țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Amin. Vă rog să ocupați locul. Am luat acest text pentru că e ultimul seminar din această serie cu titlul pe care îl voi lăsa ales, Trăiește frumos. Pavel spunea în Romani, capitolul 13, nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Ideea e că dacă nu te îngrijești, ideea e că Pavel nu s-a referit la nu te îngriji de trup. Pavel s-a referit la nu fi concentrat toată ziua pe materialism, pe ceea ce pierde. Și totuși Pavel aici, în 1 Corinteni, se uită la niște sportivi și vrea să ne învețe câte ceva, câteva lucruri. Pentru că voi veți pleca de aici, dragi tineri, și vreau să vă spun că atunci când umbli murdar, nu-ți pasă că mașina aceea o debuc printr-o baltă și te-o stropit. Uitați-vă la o mereasă care iese din casă în ziua nopții. Și atentă-i la fiecare pas, să nu cumva se imurdească haina. Pentru că haina e albă. Veți pleca de aici și vreau să vă spun că colegii voștri, vecinii voștri, prietenii voștri de pe rețelele de socializare vor încerca să vă strice frumusețea care voi ați primit-o aici sau pe care ați primit-o de ani de zile în urmă. Și titlul pe care l-am pus la acest ultim seminar este Nu te da bătut niciodată. Amin. Adică indiferent ce vine, tu păstrează-ți frumusețea. Amin. Poate vine o pată pe tine, poate vine cineva aruncă cu noroi în tine. A spus apostolul iubirii că avem că cel care că dacă păcătuim avea la Tatăl un mijlocitor. Și este Iisus Hristos Domnul. Amin. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că nu există victorie fără eșecul. Faptul că am fost iertat de păcat nu înseamnă că eu nu mai pot să cad în vreo păcat. Îmi scria o fată zilele acestea, o păcătuie, dar nu a fost un păcat, eu nu l-am dus la un păcat foarte grav. Dar mi-a scris acest mesaj de mărturisire cu mai multe lacrimi și cu mai multă căință decât cineva care a făcut lucruri de 10.000 de ori mai grave și am intrat râzând la mărturisire, știți? Pentru că există o sensibilitate. Citeam în dimineața asta din Biblie un verset. Știți că Dumnezeu pe unii i-a pedepsit. Vă las pe voi să găsiți unde scrie asta în Biblie din cauza că nu le roșeau obrazul. Cum Dumnezeu să fie atent la lucrul ăsta? Păi dar ce treabă are Dumnezeu cu rușii? O zis Domnul așa, din cauza că nu mai vă roșește obrazul și nu mai aveți nici măcar simți de rușine și faceți păcatul în continuu, zice, o să trimit peste voi basilici, o să trimit peste voi șerpi. Pentru că Dumnezeu știe ceva ce ar trebui să știm și noi astăzi. Că nimeni nu cade în curvie întâi. Mai întâi are loc o cădere în gând, apoi o cădere cu vorba și apoi o cădere în fapt. Toate păcatele, dragii mei, pe care cineva le face, mai întâi încep în cuget. Și în momentul când te-ai obișnuit cu păcatul, dispare simțul rușinii. Uitați-vă când umbli în alb și te pătrezi cu o pată, da? Se vede imediat, merg la oglindă, încep să te cureți. Când umbli în haină de mecanic auto și toată ziua lucrezi printre scule, nu mai contează cât ai mai încă o șurubelniță, ai șters-o de pantaloni, de ulei. Nu mai contează asta, că oricum tu ești plin, tu ești murdar pentru că lucrezi acolo, da? Vreau să vă spun astăzi, înainte să intru în mesaj, încă un lucru, că păcatul are trei etape. Mai întâi greșeală,
apoi plăcere și apoi robie. Repet, dacă numai cu asta rămâneți din predică, e extraordinar. Că la cât de mult vă notați, apropo, da, numai pixuri vă pe aici și foi. Nu uitați ce spune proverbul, verba volant, scripta manet, da? Păcatul mai întâi vine ca și o greșeală, da? Mă, am greșit și zice, frate, mami, te rog să mă ierți, asta e greșeală, da? Apoi devine plăcere. De exemplu, cineva a mințit din greșeală, apoi când a văzut că se câștigă bine din minciună, minte din plăcere, știți? Numai să fac o paranteză la minciună. Cine spune astăzi o minciună, mâine trebuie să spună 10 sau să o acopere pe prima. Săptămâna viitoare trebuie să spună 100, să acopere pe aștia 10. Și după ce spui 100 de minciuni pe săptămână, și tu crești ce spui. Înțelegeți? Păcatul e greșeală, e plăcere, e robie. Biblia ne spune, cel mai ușor e să-ți rezolvi problema păcatului când ești în stadiul de greșeală, când e o pată. Când nu-i toată haina murdară, când e numai o pată, e greșeală. Atunci ce mai bine, nu? Să-ți o rezolvi atunci. Când deja ai păcatul, e plăcere, e mai greu să o rezolvi. Când păcatul devine robie, e dezastru, e foarte greu să mai poți să rezolvi ceva. Cunosc pe cineva în țară, un băiat, în urmă cu vreo 20 de ani, cânta și el în fanfară, poate mai bine, 25 de ani, cânta în fanfară într-o biserică din vestul țării. Pe la 15 ani, o zis către surorile lui, zice, eu o să ies un pic mai repede de la program, că trebuie să vând bilete la un cinematograf, zice, să mai fac și eu un ban în plus. Eu nu mă duc la film, eu nu mă vând bilete. Știți? E ca și bărbatul ăla care lucra la un club de noapte, mi-a spus soția lui despre el. O zis, el nu intră în club, el nu mă păzește clubul. Înțelegeți? Și acum are probleme în familie. Pentru că acceptăm greșeala, apoi plăcerea și apoi robie. Dragii mei, băiatul acesta a zis către surorile lui, zice, eu mă duc mai repede, vând bilete și ne întâlnim după biserică iar. Următoarele săptămâni au zis, eu nu mai vin deloc la biserică, că e mult de lucru acolo la bilete, zice. Și ne întâlnim numai direct după biserică să-mi spună ce s-a predicat, că maică mea mă întreabă, zice, ce s-a predicat și să... Maica sa nu putea veni de obicei dimineața la biserică și îi întrebau pe prunci, ce s-a predicat? El primul, mami, hai să spun ce s-a predicat. Pentru că avem impresia la 15 ani că putem înșela pe toți și putem fraieri pe toți din jurul nostru. După câteva vreme, o zis către surorile lui, nu ne mai întâlnim nici la 12 jumate, la 12 și un sfert, că chiar nu mă interesează ce s-a predicat. Eu, zice, m-au spus colegii că biletele la film care le-am vândut merită să și vezi filmele alea. Vreau să vă spun astăzi cu durere că băiatul ăsta e plecat în lume de 25 de ani. Îl cunosc îndeaproape. Mă mai întâlnesc cu el cam o dată pe an. Îl văd cum se zbate în păcatele lui, în robia aceea. Mai întâi greșeală, apoi plăcere și acum mai rob. Lucrează în construcții, dragii mei, și eu n-am văzut meșteri mai bun ca și el. Nu zic că nu sunt. Eu n-am văzut meșteri mai bun ca și el. Tot ce câștigă într-o lună strică în două nopți. Cu femeile stricate, cu cluburile de noapte, cu drogurile. Și să nu uitați că în urmă cu 25 de ani cântam fanfară. O venit într-o zi la noi acasă, o lucra ceva și mi-a zis, Cristi, nu poți să-mi pui un CD-ul cu fanfara, cu niște cântări? I-am pus, m-am retras undeva să nu fie jenat. Am văzut cum că lăcrima, am văzut că era mișcat. Dar mai văzut ceva, că lanțurile de pe el erau foarte grave, foarte grele. Dragii mei, vă spunem lucrurile astea pentru că vreau să vă spun ceva astăzi. Diavolul nu caută să murdărească pe ăla care deja e plin de mâl din cap până în picioare. Că dacă ăla are o găleată de noroi pe el, că mai dă cineva cu un colopată, nu mai contează. Diavolul caută să te murdărească pe tine și pe mine, care ne selim să fim plăcuți lui Dumnezeu în fiecare zi. Doamne, ajută-ne la asta. Diavolul nu caută să-i bage în întuneric pe aia care sunt deja în întuneric. Diavolul caută să-i bagă în întuneric pe ăștia care trăiesc ca în timpul zilei. Mă uit în textul acesta și vreau să fim atenți la trei lucruri pe care le spune Pavel.
Dacă vrei să ai o viață de victorie, dacă vrei să ai o viață frumoasă, o viață plină de, cu mărturii frumoase, atenție la drumul pe care mergi, atenție la pistă. Ascultați, nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă. Toți aleargă. Acum vreau să vă spun, voi cunoaște, ați auzit de Usain Bolt, da? Cel mai rapid om din lume. A alergat într-o 100 de metri, dacă nu greșesc, în 9 și ceva secunde. Da? Fuge, drup, mâncă pământul. Acum vreau să vă spun ceva. Dacă el ar fi alergat paralel cu pista, da? Paralel cu drumul. Și dacă mergea mai repede ca și ăștia alți, oricum nu era premiat. Pentru că a zis Apostolul Pavel, uitați-vă și la ei, au niște reguli. Știți că sunt oameni la care nu le plac regulile? Nu le place disciplina? Dacă vrei să iei premiul într-o zi, trebuie să mergi pe drumul pe care Dumnezeu l-a trasat pentru tine și pentru mine. Și asta e o singură cale, e calea îngustă. Dragii mei, unii aleargă spre poftele tinereții în loc să fugă de poftele tinereții. Dar vorbeam și vineri seara despre lucrul ăsta. De exemplu, dacă eu vreau să presupunem că acolo ar fi poftele tinerețe, da? Știți cum aleargă unii tineri? Unii tineri așa aleargă. Înțelegeți? Cu fața la ele, bucuroși, da? Nu, dacă vrei să alergi de poftele tinerețe, trebuie să fii cu spatele la ele și cu fața spre cer, spre Dumnezeu. Vor fi drumuri în viața voastră prin care diavolul va încerca să vă fure frumusețea, puritatea. Bine, mă gândesc la Esau. Diavolul a reușit să ia binecuvântarea. Nu știu cât poate costa o ciorbă de linte. Sau o ciorbă, cât să fie? O ciorbă rădăuțeană, o ciorbă. Cât poate să fie o ciorbă astăzi? 15 lei, 20 de lei? Cea mai scumpă ciorbă din Biblie a fost mai mult de 10 de mii de euro. A plătit-o Esau cu binecuvântare. Știți că Iacov îl pune pe Esau să jure și zice, jură-mă aici. Lui Iacov nu i-a venit să creadă că omul ăsta își dă dreptul de întâi născut pe o ciorbă. Cum fac mulți astăzi. Dragii mei, ascultați-mă, vă așteaptă ziua nunții pe mulți dintre voi, aveți nevoie de binecuvântarea Domnului. Eu nu zic că binecuvântarea Domnului nu poate fi și materială, dar ascultați-mă, adevărata binecuvântare este să te pui pe genunchi și cerul să te asculte când te rogi. Că de rugat se roagă mulți astăzi, puțin sunt ascultați. Mi-aduc aminte când eram în spital cu soția și o trebuie să trimit niște SMS-uri. Am, cred că peste 600 de penticostali la mine în agenda. Cu greu am găsit 10 oameni la care am știut dacă le trimise SMS-ul să mă ajute în rugăciune că soția era la limită. Ăștia nu numai că se roagă, ăștia sunt și ascultați. Înțelegeți ce spun? Ca să fii ascultat de Dumnezeu, trebuie să fii copilul lui Dumnezeu. Păi poate să vină pruncul vecinul la mine să zică, Domnul Cristi, cumpărați-mă biciclete, dar nici mă bag în seamă. Spune, da, ta-i cât-o. Dacă îmi vine copilul meu, nu. Și mă și ascultă și ia și note bune la școală și îmi face și cinste. Credeți că mă uit la 80 de euro cât e o bicicletă sau 100 de euro? O dată pe an sau o dată la 3-4 ani? Nu mă uit la asta. Sunt drumuri în viață care îți vor lua binecuvântarea. Sunt drumuri în viață în care diavolul vrea să-ți ia curăția morală. Dragii mei, vreau să fiu direct cu voi astăzi. Virginitatea nu înseamnă o pieliță. Îmi permis să fiu direct cu voi astăzi. Că unde ați văzut mai multe lucruri decât au văzut ăștia însurați. Deja. Virginitatea nu înseamnă o pieliță. Virginitatea e mult mai mult decât asta. Virginitatea înseamnă o puritate frumoasă, o curăție frumoasă. Noi am făcut de toate, numai n-am ajuns la actul în sine. Asta, oricum ai făcut totul, stai liniștit. Ascultă-mă ce spun. Dina a plecat într-o zi afară, că o zis către taică, și tată, zice, eu m-am săturat de aștia cu fusta și batic din cor, hai să văd cum umblă fetele țării. Că așa spune Biblia, că o mers să vadă fetele țării. Înțelegeți? Și el a venit și s-a culcat cu ea. Să știi că bunicul tău a vorbit cu Dumnezeu. Mi se ridică părul pe mine când vă spun asta. Să știi că taică tu are experiențe frumoase cu Dumnezeu.
Și tu să mergi să te culci cu unul de pe stradă pe care l-ai văzut prima dată într-un club de noapte sau nu știu pe unde l-ai văzut. Uitați-vă mai departe la fata asta în Biblie, că nu mai găsiți multe lucruri despre ea. Și uitați-vă la fetele care au venit din lume și s-au pocăit și au intrat în genealogia Domnului Iisus. La o femeie ca și Rahav, la o femeie ca și Rut din Moab, Moabita. O femeie care a zis, eu nu mai mă duc în lume, că m-am săturat de lume. Eu vreau să trăiesc o viață frumoasă. Nu. Atenție! Este o poezie care îmi place foarte mult și poezia spune, păstrează de ochii fără vin. Bă, n-am apucat să mă culc cu aia, zice, dar noi ne-am văzut dezbrăcați pe internet oricum. Că asta e moda la ora actuală pentru mulți tineri. Noi oricum, zice, noi... Ascultă-mă ce spune poezia asta, păstrează ochii fără vină. Poezia nu zice, mă, dar ți-aș ajuns până la relații intime? Că dacă ți-aș ajuns, nu vă putem face nunta în biserică. Unii n-au mințit și pe noi ca și slujitori, dar pe Dumnezeu nu poți să-L minți, știi? Poezia spune, păstrează ochii fără vină, o clipă nu-i lăsa furați, plutind pe valul greu de tină, stă nufărul ca o lumină. Mereți la Oradea să vedeți nuferii cum stau frumoși, într-o apă care îi murdară, dar ei îi scurați. Nu feriți, protejați de lege, dar vreau să vă spun că pe noi ne protejează Dumnezeu. Păstrează ochii fără vină mereu pentru Iisus curați. Spune mai departe poezia, păstrează buzele curate, potir de rugi și de cântări. Să avem un trup mai sfânt ca toate, Iisus ne vrea ca nestemate. Păstrează buzele curate să-L poți primi cu sărutări. Păstrează inima ascunsă. Nu știu, la unele fete, la unii băieți, așa ușor ajungi la inima lor. În 3 minute s-o deschizi. Nu, Biblia spune altceva. Păzește-ți inima. Mai mult decât telefonul, dacă ți-ai pus parolă la telefon din 6 cifre, pune-ți parolă de 20 de cifre la inimă. Să nu găsească nimeni, numai Duhul Sfânt. Și viitoarea ta soție și viitorul tău soț. Păi după ce ai vorbit cu 10 băieți și fiecare ți-a luat o parte din inimă, la partenerul tău ce îi mai dai? Cioburile? Resturile? Păstrează inima ascunsă, să nu cazi de săgeți răpus. Sub pavăza cea nepătrunsă, sub strop din coasta lui străpunsă, păstrează inima ascunsă pentru Iisus, pentru Iisus. Știți că sunt drumuri în viață pe care dacă le ocolim, ne păstrăm fericirea. Psalmul 1 spune, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Foarte mulți se plâng mai târziu peste ani. Dragii mei, ascultați-mă, în fiecare zi îmi vin mesaje de mărturisiri. Dacă n-ar fi mărturisiri, vi le-aș pune aici, pe ecran. Din păcate nu vin la 17-18 ani. Știți pe acela cât vin? Pe la 28, 30, 35, 40. Aici, pe ecran. Să vedeți lacrimi, să vedeți plâns, să vedeți ce înseamnă o noapte în care diavolul o lua binecuvântarea pentru că fata sau băiatul a fost pe un drum pe care nu trebuiau să fie. Psalmistul ne spune, atenție, dacă vrei să fii fericit, ferice de cel care nu se duce. Că știi cum e, sunt trei etape. Nu se duce, nu se oprește și nu se așează. Eu nu pot să-mi trag scaunul pe calea aia dacă n-am mers mai întâi pe calea aia și n-am ajuns în locul acela, nu? Există un perimetru, dragii mei, unde Dumnezeu ne păzește. Uitați-vă în Psalmul 91, nu? Ce spune Biblia? Cel ce stă unde vrea El, nu? Există un perimetru unde Dumnezeu ne protejează, ne păzește. Unde binecuvântarea care am primit-o în ziua nunții sau în ziua când am fost duși la binecuvântare de mici, binecuvântarea aia se manifestă, da? Fugiți de drumurile alunecoase, fugiți pe drumurile sfințeniei. Cum spuneam și vineri seara, fugiți pe drumurile slujirii. Cu cât ai mai mult timp liber, cu atât diavolul o să vină cu mai multe variante înaintea ta. Cu cât ești mai ocupat. Eu am văzut tinerii care sunt ocupați. Păi cine repetă 4 ore pe zi la un instrument. Că așa asta e interesant, nu? Noi nu vedem numai ce frumos a ieșit cântarea. Și am cântat 9 ani în fanfară. Și știu ce înseamnă repetiție. Deci cine repetă 4 ore pe zi la un instrument, da? Apoi mai are încă 5 ore de școală, mai are 2 ore de nu știu ce, de biserică. Păi ăla e ocupat, ăla nu vine toată ziua diavolul, nu? Dar cine toată ziua apat, bă, nu știu ce să fac, mă, că
Nu? Îți dă diavolul ce să faci. Am fost invitat într-o biserică baptistă în urmă cu vreo 2 ani sau 2 ani jumate, nu mai știu exact. Și pastorul mi-a spus la telefon, frate Cristi, zice, nu știu dacă tu vii să predici la 10 persoane, noi suntem numai 10 persoane, zice, undeva într-un cătun de munte. Și am zis, eu vin să predic la 10 persoane, numai, dacă vreți să anunțați în sat acela să fim și prieteni. Și poate că să nu-ți fă grijă, că avem pe cineva care se ocupă de asta. Nu, am crezut că are cineva în comitet, departament. Când ajung acolo, erau vreo 30 de persoane, dacă nu și mai bine, din care 20 erau prieteni. Eu m-am speriat, am zis, frate păstori, noi nu strângem la Deva 20 de prieteni într-o săptămână. Deci 10 persoane se strângă 20 de prieteni. O zis, frate Cristi, vezi pe sora aia acolo în spate, undeva mai în spate era o soră. Sora Leana, zice, așa o cheamă. Păi zice, femeia aia, zice, de când am anunțat că facem evangelizare, de acum vreo 3 săptămâni în urmă, deși era frig afară, era iarnă, ea e bolnavă, are probleme cu picioarele, are o grămadă boli. Femeia asta a zis, mă, ce să fac eu pentru Domnul, zice. Eu de predicat nu pot, de cântat, nu mai am voce. S-a îmbrăcat și-a luat vreo 3-4 ciorap groși pe ea și așa cu tensiune, cu probleme, cu circulația sângelui, avea un baston și-a pornit și în câteva zile o parcurs tot satul, zice, 80 de numere. Merea câteva numere, venea înapoi acasă, stătea cu picioarele lângă sobă, se încălzea, mânca ceva, merea mai departe. La fiecare casă a bătut cu bastonul în ușă. Oamenii când au văzut că o bătrânică din sat pe care o cunoșteau toți, se bate la ușă, nu poți să stai indiferent. O ieșit afară și a zis, sora Leana, doamna Leana, ce vreți? Aveți nevoie să vă împrumut cu ceva bani, aveți nevoie de ulei, de ce ați venit pe gheața asta, pe frigul ăsta, dacă nici câinile nu se din casă? Și a zis, sora Leana, zice, n-am nevoie decât să vă spun că Dumnezeu vă așteaptă la biserică. Și oamenii de rușinea ei, de motivația ei au venit. I-am scris o scrisoare, o puteți găsi pe internet, scrisoare pentru sora Leana. Pentru că la noi tinerii stau pe Facebook înainte să fie evangelizare. Nu știu cum e la voi. Pregătesc evangelizările cu like-uri date la poșetele altor fete și la tocurile de 24 la alte domnișoare. Am zis, sora Leana, când o să mor dumitale, stau și mă întreb câți prieteni o să mai avem la evangelizare. Că ea avea motive să stea în casă. Doamne, sunt bătrână, sunt bolnavă. Să iasă alții afară. Să iasă păstorul. Să iasă comitetul. O zis, eu vreau să mă duc eu. Pentru că sora Leana a înțeles ceva, cel voi n-ați înțeles și poate eu n-am înțeles cum trebuie. Că dacă nu mă duc pe drumurile slujirii, o să mă atragă diavolul pe drumurile nelegiuirii. Că dacă nu mă duc pe drumul sfințenii și nu sunt ocupat în fiecare zi să umblu cu Dumnezeu, o să mă atragă diavolul pe drumul păcatului. 2. Mai învăț ceva de aici. Dacă vreau să am o viață de victorie, în primul rând e foarte importantă pista pe care aleg, da? Apoi mie mai spune aici ceva Pavel. Ascultați. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări, da? Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care nu se poate vesteji, care se poate vesteji. Noi să facem asta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Și Pavel spune, alergați, dar în așa fel încât să căpătați premiul. Adică Pavel vrea să ne spună astăzi ceva, bă, oameni buni. E adevărat că meciurile sâmbătă și duminica, da? Dar o zis Pavel aici, atenție, ce n-ați observat voi și ce n-am văzut eu. Dacă vrei să ai o viață de victorie, nu poți să vii numai la meci. Să te bagi pe teren să joci sâmbătă, hai că mă bag și eu la meci. Nu, 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 Pavel a zis altceva. Pavel a spus așa, voi vedeți la sportivi ca o zi a meciului. Dar cine vede faptul că de luni până vineri ăștia la antrenament? 4, 5, 6 ore pe zi. 2. Dacă vrei să ai o viață de victorie și să mergi din tabăra asta cu Dumnezeu și să-ți păstrezi frumusețea, atenție la antrenament. Atenție la antrenament. Vă spuneam despre David și Goliat ieri și ne-am uitat dintr-o parte. Acum vreau să ne uităm din asta la altă parte. Dacă David merea la Goliat și era prima luptă pe care omul acesta o purta în viață, ascultați-mă, David ar fi fost omorât una, două. Dar David, înainte să omoare pe Goliat, a mai avut câteva biruințe frumoase cu ursul și cu leu. El s-a uitat la Goliat și a zis, Goliat, eu am făcut antrenament cu urși înainte să vin la tine.
Eu am făcut antrenament cu Leo, zice, înainte să vin la tine. Cu tine o să fie mai ușor. O să fie mai simplu. Și încă ceva. Înainte să ai biruințe în public, tu trebuie să ai biruințe în privat. Amin. Mulți zic, mă zice, eu mă duc acolo în față și când o să cânt eu, toată biserica o să fie cercetată. Nu o să fie, stai liniștită. Dacă n-ai cântat acasă singură în cămăruță și n-ai fost tu cercetată mai întâi. Nu? Trebuie să ai tu... Unde e antrenament? Toți vă, mă, o băga nu știu care gol. Cine se uită? Eu nu mă uit la aștia. Dar, bă, o băga... Băi, ce gol o băgat ăla? Da, da, tu știi de câte sute de ore o exersat el faza aia până a dat gol la antrenament? Toți văd numai că dau autografe în ziua meciului sau când e gata Liga Campionilor, da? Dar tu știi, tu ai habar câtă transpirație au fost în spate, ani de zile, ca să ajungă la nivelul ăla. Pavel a zis, avem ce învăța și de la oamenii întunericului, de la oamenii ăștia care nu cunosc pe Iisus, care și duminica sunt pe terenul de fotbal, care toată ziua sunt numai concentrați pe asta. Avem ceva de învățat de la ei, că trebuie să faci antrenament în viața de pocăință. Amin. Doamne, să ajută-ne la asta. Antrenament la post, nu? Antrenament la post. Antrenament la rugăciune. Apropo, vreau să vă rog frumos, nu confundați postul cu slăbitul. O zis o fată, eu le-am împăcat pe amândouă, zice, am și slăbit câteva chile și am și postit vreo 200 mâini. Vreau să spun astăzi ceva foarte important. Dacă, deci, cel mai neimportant lucru, e important și asta, dar cel mai neimportant lucru dintr-o zi de post e faptul că nu mănânci. Bă, dar ce faci? Deci, sunt post. Ce faci? Nu mănânc astăzi. Fără KFC astăzi. Ascultați-mă, ăsta e cel mai neimportant lucru. Uitați-vă în Isaia 58, să vedeți care sunt lucrurile care trebuie să le faci într-o zi de post. Înțelegeți? Îmi spunea soacra mea care a crescut în pocăință de mică, anii 60. Deci, când eram în post toată familia, toată mâncarea care noi o mâncam în ziua aceea, meream cu ea la un sărac. Noi o punem în frigider pentru mâine, știi? Doi, când eram în post în ziua aceea, nu meream la servici pentru mine. Luam o zi de post sâmbătă și meream eu cu frații mei care eram în post și săpam grădina la o văduvă. Oameni buni, așa a fost pocăința mai de mult. Și când venea la biserică era har și nu-ți mai trebuia nu știu câte cântări înainte ca să te introducă într-o atmosferă. Nu, nu, nu. Era direct har. Pentru că după ce 5 tineri care au fost în post o să pagă din ala o văduvă, văduva aia venea în biserică și ridica mâinile sus și spunea, Doamne, binecuvintează căsătoria la acești tineri. Binecuvintează viața lor, că e o viață frumoasă. Asta înseamnă antrenament la post, nu? Bă, n-am mâncat, am stat pe telefon 5 ore pe internet. Am postit. Nu. Nu e suficient să postești de la mâncare. Trebuie să postești de la bârfă, să postești și de la ură. Și o să te obișnuiești într-o zi să vezi că nu mai ai treabă cu el. Rugăciunea. Nu aminteam și seara de ea. Trebuie să ai antrenament la rugăciune. Dragii mei, dacă Iisus Hristos a avut nevoie de rugăciune, cu atât mai mult am eu nevoie de rugăciune. Uitați-vă în viața lui Iisus Hristos, înainte să-și aleagă ucenicii, spune Biblia că a petrecut o noapte întreagă în rugăciune. Păi putea să zic că Iisus, eu pun un semn. Primii 12 care vin, ăia sunt mei, nu? E mai ușor să pui semne decât să stai o noapte în rugăciune. E mai ușor, nu? Iisus Hristos a stat în rugăciune și spune-ne că s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi. Că unii ne mai acuză, de ce ne rugăm cu lacrimi? De ce strigăm la rugăciune? Păi Iisus s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi, oameni buni. Și Iisus Hristos, hai să fim serioși, ce relație avea El cu Tatăl, nu? Păi dacă El a avut nevoie de rugăciune, cu cât mai mult am eu nevoie de rugăciune. Biblia spune în Eclesiastul, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Dragi tineri, ascultați-mă ce vreau să vă spun în această dimineață. Atâta alb o să ai pe haina ta, câtă putere și unde lemnul să ai pe capul tău. De exemplu, mie m-ar conveni acum să mă urc într-o mașină și să mă duc până în țară cu un litru de motorină. Nu pot să fac asta. Eu nu pot să parcurg distanțe lungi cu combustibil puțin. Și Dumnezeu vrea să ne învețe astăzi ceva. Tu nu poți să trăiești cu psalmul citit la ora de rugăciune cu toată biserica o săptămână întreagă. Nu ai cum. Fără mâncare, 30 de zile se poate. Fără apă, maxim 3 zile. Fără aer, maxim 3 minute.
Păi dacă corpul ăsta meu nu poate trăi fără aer, apă și fără mâncare, cum crezi că sufletul poate trăi fără aer, fără rugăciune? Cum crezi că sufletul poate trăi fără mâncare? Eu sunt pâinea vieții și fără apă, eu sunt apa vieții. N-ai cum să trăiești fără asta. Și atunci tu vii la fratele păstor, fratele păstor, uite, am căzut în ispită, am căzut. Păi hai să spun de ce ai căzut. Pentru că eu pe un băiat care nu a mâncat de 4 zile, nu pot să-l trimit pe șantier cu unii de aici să zică, du-te, ridică rigipsul ăla și care până la etajul 10. Păi el la etajul 1 a intrat în comă. Înțelegeți ce spun? Înțelegeți? Păi, unii dintre noi nu putem căra poveri mari, unii dintre noi nu suntem maturi pentru că nu mâncăm spiritual în fiecare zi. Noi nu avem antrenament, citirea Bibliei, cuvântul, nu plec din casă fără să mă rog, da? Nu mă duc din casă la serviciu fără să citesc un psalm. Poate n-am avut timp să citesc psalmul dimineața aia, că nu știu, copilul a făcut gălăgie sau nu știu, a făcut. Bună, este Biblia audio. Ai dat drumul la Biblia audio în limba română, da? YouVersion, da? Fratele Ciobotă recită Biblia audio acolo frumos, e pus pe drum pe la lucru, da? Că e mai important decât să asculți starea vremii. Meteo. Sau ce-a făcut Messi și Cristiano Ronaldo. Mai important. Pentru că ascultă-mă să spun, l-am observat în viața mea, da? În momentul când ascult ceva dimineața sau citesc ceva dimineața și diavolul vine cu câteva ispite ziua, ascultă-mă ce spun. Duhul Sfânt îmi spune, Cristi, tu mai știi ce ai citit dimineața? Știu! Păi vezi că versetul ăla, acum ai nevoie de el, la ora 2:30 acum ai nevoie de el. Bun, dar eu n-am mai citit pe Biblie de 2 săptămâni. Și atunci vin ispitele și am căzut. Dragii mei, atenție la antrenament. Generația noastră, am observat, generația noastră, generația voastră, care vine după noi și cei care vin apoi mai în jos, ar vrea cât mai mult cu cât mai puțin. Cât mai mult cu cât mai puțin. Biruințe mari cu investiții mici. Da? Uitați-vă că și din punct de vedere al lucrului, nu știu, și părinții trebuie să fim atenți la chestia asta, să nu le dăm la copiii lucrurile gratis. Da? Și din punct al vedere al serviciului, fiecare vor salarii mari, dar cu cât mai puțină muncă. Este un site pe care eu îl urmăresc din când în când, Quora se numește, Q-U-O-R-A, se pun întrebări din diverse domenii, răspund unii specialiști. Ascultați care e cea mai deasă întrebare pusă de tineri generației noastre. Cum pot să fac 10.000 de dolari pe lună fără să muncesc nimic? Înțelegeți? Se potrivește perfect cu textul de astăzi. Deci cumva, deci, să nu fac nimic, ați zice. Adică să fiu la meci și eu acolo lângă Messi, să fac poză cu el, da? Dar eu la antrenament, eu stau pe telefon, el aleargă. N-ai cum, omule bun. Totul în viață, Pavel asta vrea să ne învață. Vrei să-ți păstrezi frumusețea? Tu stai în fiecare zi în fața oglinzii ca să te îngrijești și nu e un lucru rău, da? Dar problema e că tu stai în fața oglinzii mai mult decât stai pe genunchi și acolo e rău deja. Tu ții foarte mult la frumusețea trupului, da? Nu e un lucru rău să fii îngrijit. Dar dacă ai nevoie să faci un duș în fiecare zi, ai nevoie să te speli în fiecare zi, ai nevoie să fii curat, să fii frumos în fiecare zi, ia și cuvântul Domnului, a spus Pavel, fă antrenament în fiecare zi. Noi vrem să, nu știu, noi vrem, uitați-vă, vrem să fie cât mai puțin să investim spiritual, dar Domnul la biserică să ridice o loge în picioare de cărucioare. Nu există asta. Nu? Îmi duc aminte de un tată, a mers cu pruncul la biserică, citeam întâmplarea asta și mi-a plăcut ideea morală a ei, da? Și taică s-a scos un leu și l-a pus la colectă. Și copilul a văzut, copilul deștept. Și pe mașina, spre drum spre casă, tata tătă plângea la nevastă, la copii. Bă, dar ce slabă predica și ăla. Bă, ce cântări slabe au fost. Și pruncul, un băiat deștept, un băiat înțelept. O stat după, pentru cât ai pus la colectă, eu zic că a fost destul de reușit de programul. Să le ajez. Foarte real, foarte, foarte, o bună morală are lucrul ăsta în el. Păi după cât te-ai rugat pentru predicator ca să predice, eu zic că a fost predicat de 10 ori mai reușită. Înțelegi? Pentru cât te-ai rugat tu pentru cor, ca să meargă corul bine. Nu? A fost păsta așteptări. Nu? Noi am vrea, zice, să facă ei, să meargă. Bun, dar tu acasă cât ai stat? Dragii mei, am observat, când nu m-am rugat, când n-am stat în post pentru slujba de duminică, cel mai bun predicator din țară s-a fi venit. Nu m-a vorbit cu nimica. Cu nimic. Am rămas numai impresionat, dar n-am rămas cercetat. Când am stat în rugăciune și am spus, Doamne, binecuvintează, și am mijlocit și am zis, Doamne, lucrează Tu. Cel mai slab om din biserică, dacă o dat un îndemn, o citit 2 versete și o plecat la loc, Domnul mi-a vorbit mie.
Pentru că m-a costat ceva. M-am uitat, am văzut când umblam cu mașina tatălui meu, aveam 18 ani, dar 19 ani când am luat carnetul. Luam fiecare groapă, la rând. Nu mă pasă, dar nu-i mașina mea. Acum, cu mașina mea încerc să ocolez fiecare groapă, că mă costă. Și asta vrea să ne învețe, să ne învețe Biblia. Când pentru frumusețea asta, care e nu doar un slogan pe perete, tu, te costă ceva. Atunci tu vei ține la ea și nu o să mai o pătezi ușor și nu o să mai o să o arunci de pe tine ușor. E foarte important la antrenament și cu cine te antrenezi. Cu te antrenezi, nu? Păi dacă sunt fotbaliști și ăștia mari se antrenează cu oia din curtea școlii, nu? Hai să ne antrenăm, zici. Nu? Nu, e important cu cine te antrenezi. În 2 Cronici, nu mai deschidem acum, Ieroboam, spune Biblia că avea lângă el niște oameni de nimic. În fiecare zi făcea antrenament cu oameni de nimic. Adică s-a uitat Biblia la oamenii ăștia și a zis, bă, ăștia n-au nicio calitate, ăștia când e vorba de vicleșug, fățărnicie, bârfă, invidie, mânie, sunt perfecți. Și în Biblia numește oameni de nimic. Ascultați-mă, o plecat la război. Ieroboam pleacă la război cu Abia. Nu uitați, Ieroboam se antrenează ani de zile cu oameni de nimic. 800.000 de oameni au avut Ieroboam cu el. Biblia spune că Abia au venit cu 400.000, numai că ăștia erau oameni viteji, spune Biblia. Știți ce e interesant? Că lua bătaie. Pentru că e foarte important cu cine te antrenezi. Am văzut la tineri că atunci când se pune o fată lângă o altă fată și o întreabă, auzi, de unde e rochia asta? Ar de fain să simte. Stai să spun, zice. Stai să spun, zice. Știi, nu. Bun, dar dacă fata aia, duminica viitoare, o întreabă pe fata asta, auzi, dar săptămâna trecută cât ai citit din Biblie? What? Ce? Mă, zice. Și când intră în sală data viitoare, fata se uită, unde s-a pus aia cu Biblia? Să nu cumva să mă pun părân cu ea. Nu știu dacă mă înțelegeți ce vreau să spun astăzi. Adică, oamenii aia care ai pe lângă tine, e bine să ai oameni pe lângă tine la antrenament care să te întrebe, auzi Cristi, când a fost ultima ta zi de post? Și tu să-l întrebi pe el, când a fost ultima ta zi de post? Avem atâtea SMS-uri gratis, nu? Atâtea mesaje, avem minute gratis. Se sun pe cineva care ți-a apropiat să-l întrebi, auzi, am văzut că marți n-ai fost la biserică. Nu mai știi cum e, nu poți să sun pe ăla, deci n-ai fost o marți, n-ai fost nici joia. Nu? Păi ca să vezi că nu a fost la marți la biserică, tu trebuie să fii la biserică. Nu? Nu? Dragii mei, nu știu cum e la cluburi, că nu mă interesează, dar am văzut la noi când făceam sport la școală, da? Păi ai lipsit 3-4 ori la sala de sport, nu puteai să joci la campionatul școlii, nu? Tu lipsești de la antrenament, dar vrei în finală, știi? Nu se poate. Și în ultimul rând, Pavel ne mai spune ceva. Atenție la meniu. L-ați văzut pe mese la McDonald's. Vă vorbesc pe înțelesul vostru, da? Da? Ați văzut ce bagă la KFC, nu? Toată ziua acolo. Carbonara în fiecare zi, nu? Nu vorbesc. Eu vreau să învăț. Eu n-am treabă cu asta, dragii mei. Eu vreau să învățăm ceva spiritual astăzi. Pentru că Pavel a zis, ascultați-mă, ăștia se supun la tot felul de înfrânări. N-au voie paste. N-au voie să mănânce dulciuri, n-au voie mai multe lucruri, n-au voie carbogazoase. Pentru că pe Pavel asta îl mira, au zis, bă, corintenilor, hai să vă spun ceva. Voi pentru un premiu ceresc nu sunteți în stare să renunțați la o bârfă, la o minciună. Și fotbaliștii ăștia, mă, pentru o medalie care acum e în poză și mâine la gunoi, renunță ani de zile, la mâncăruri bune, la sucuri faine. Și au zis, ei fac asta pentru cunună care se vestejește, pentru o poză pe Pro Sport. Pentru asta fac. Și tu pentru o poză în ziua judecății cu Dumnezeu, în ziua aceea mare a răsplătirii, tu nu poți să faci asta, au zis Pavel. Dragii mei, dacă vrem să ne păstrăm frumusețea din punct de vedere spiritual, nu mai avem voie să mâncăm orice. Nu. Eu nu pot să vă predic astăzi dimineață, acum la ora 10, și în urmă cu 2 ore să stau pe mizerie pe internet. Eu nu pot să fac asta. Sau pot să fac. Numai că într-o zi, după câteva timp, mă duc direct în fundul iadului. Pentru că slujirea nu mă salvează. Numai sfințenia mă salvează.
Dacă vrei de asta să-ți păstrezi frumusețea, da? Frumusețea omului din lăuntru. Pentru că noi îmbătrânim, dar sufletul, dragii mei, întinerește, așa spune Pavel. Ascultă-mă, tu nu poți să mânci orice. Uitați-vă la Samson. Amândoi, Samson și Ionatan, amândoi ori mâncat miere, da? Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerugurii mele, mai dulci decât... Eu vreau să vă pun întrebare, v-ați făcut testul ăsta? Eu mi l-am făcut. M-am dus într-o zi de la biserică acasă, așa de mult mi-a vorbit Domnul printr-o predică și am băgat lingura în borcanul cu miere. Și am deschis și Biblia. Și am vrut să văd care e mai dulce. Și mi-am dat seama că trebuie să mai pocăiesc. Tu ți-ai făcut testul ăsta? O zis David, am ajuns să-mi îndulcesc ceaiul dimineața cu psalmi. Dacă am rămas fără miere sau fără zahăr, nu e o problemă. Când citesc cuvântul lui Dumnezeu, simt o dulceață. Simt că ceaiul ăla de pe pădie de rostopască nu mai e amar. Simt că e mierea care coboară din fagure. Uitați-vă când Ionatan mere și ia miere din fagure, spune că îi se schimbă fața. Știți ce a făcut Samson? O lua miere din hoit și i s-a alterat viața. De unde știu? Următoarele versete. N-a spus părinților de unde era miere. Știți cum începe căderea noastră, dragi tineri? Ascundem lucruri de părinți, ascundem lucruri de frații care ne vor binele și începem și mâncăm miere. Plăcere? E dulce, da? Dar mierea o luăm din hoi, din lucruri păcătoase. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, eu vreau să iau mierea. Dar să iau mierea de la oameni înțelepți, din cuvântul tău, din cărțile creștine. Revin la ciorba lui Esau. N-ar fi trebuit să o mănânce Esau. Știți ce face diavolul? În România, acum câțiva ani, erau niște pancarte pe care scria așa, trăiește clipa. Și diavolul spune, uite, trăiește clipa. Dragii mei, ascultați-mă, sper să rețineți asta. Diavolul îți oferă plăceri pe termen scurt, ca să-ți ia binecuvântările pe termen lung. Tu nu mai ai voie să mănânci orice. Tu ai voie să mănânci astăzi din cuvântul lui Dumnezeu, Iisus, pâinea vieții. Ascultați ce-a scris un predicator. Doamne, ajută-mă să citesc Biblia, să înțeleg ce am citit, să împlinesc ce am înțeles și să predic ce am împlinit. Amin. Doamne, ajută-mă să citesc Biblia, să înțeleg ce am citit și după ce am înțeles să nu mă dau mare pe internet. Hai să vă spun cum se explică ăla din Apocalipsa. Nu. Să înțeleg ce am citit, să împlinesc ce am înțeles și după ce am împlinit, să predic ce am împlinit. Auzeam de un tată care și-a ascuns bani în Biblie, că acolo nu caută nimeni, a zis la el în casă. Băgat euro în Biblie. Auzi. Auzi, cel mai sigur loc, zice, pe aici nu umblă nimeni, zice. Nimeni. Vă dați seama ce era în familia aceea, nu? Vă dați seama. Da? Să știți că ceea ce mâncăm ne poate face mai sănătos sau mai bolnav. Ascultați Proverbe 3 cu 7 și 8. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Am o întrebare. Știe cineva de ce se fac descalificări în sport? Din cauza dopajului. Adică băieții ăia care nu ținut regim și nu au fost atenți la ce au mâncat, iau în ultimele zile înainte de meci niște medicamente care să compenseze ceea ce nu au făcut ei. Să aibă power, știți? Putere. Uitați-vă la ciclistul Franței. Au fost luate premiile la zeci de curse, dacă mi-aducă bine aminte. Zeci de curse? Că s-au dopat. Da? Așa vor mulți pocăiți. Înainte de moarte să băgăm niște medicamente rapide, zice. Ce n-am făcut în 40 de ani de biserică, să facem repede, zice. Nu merge cu Dumnezeu așa. Nu merge. Cu Dumnezeu trebuie în fiecare zi să trăiești frumos. Ca să nu fii descalificat. Și am o veste bună să vă dau. Apropiindu-mă de încheiere, la maratonuri, la Jocurile Olimpice, îți premiați primii trei. Da? Aur, argint și bronz. Am o veste bună să vă dau. Dumnezeu nu premiază pe primii trei care ajung. Pe Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu nu premiază pe primii trei evangheliști numai. Dumnezeu o să zice așa. Dacă treci linia de sosire cu brio, ești premiat.
Dacă ți-ai încheiat viața asta frumos, Evrei, capitolul 13, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credință. Că poate predica bine la 30 de ani, de la 60 de ani nu mai trăi cu Dumnezeu. Uitați-vă, pentru aia le-am spus și la noi la biserică la tineri. Nu mai lipsiți de la mormântări. Avem mulți bătrâni în țară, da? Voi faceți binecuvântări, noi facem mormântări. Avem mulți bătrâni care pleacă în veșnicie. Pavel a spus în Evrei, veniți aici la mormântare și uitați-vă că omul ăsta a trăit 80 de ani cu Dumnezeu și tu nu poți trăi 2 săptămâni sau 7 zile pe săptămână cu Dumnezeu? Ăsta a trăit 80 de ani cu Dumnezeu. Vreau acum să, în încheiere, să mă duc și pe plan profesional. Eu nu cred că un om super pocăit e de 4 la școală și de 3. Nu cred asta. Eu nu cred că un om sfânt care e frumos, care e o mărturie bună, tătă ziua să înghesuie în bancă la examene lângă ăștia să copiezi după ei. N-ați observat ce înghesuiale erau la examene, dar mai ceva ca la voi aici în sală. Da? Toți acolo înghesuieți. Mi-aduc aminte, vineau colegii mei roșii, cu ochii roșii dimineața. Eu credeam că învață și mă puneam și eu lângă ei. Știi? Eu credeam că am învățat. Și eu am învățat până pe la 2, dar ei așa erau și erau la 8, că am crezut că până pe la 4-5. Și numai apoi am aflat că de fapt discutat pe jocurile de pe calculator. Nu zic, e super. Înțelegeți? Vreau să mă duc un 10 minute pe plan profesional să vă spun ceva. Dumnezeu vrea ca voi să fiți buni în ceea ce faceți. Dumnezeu vrea să fiți competenți în ceea ce faceți. Dumnezeu vrea ca voi să, poate sunteți la școală unii, să învățați, poate sunteți pe șantier, să lucrați ca pentru Domnul. Am avut colegi în firmă, când și-o băga preavizul, n-au mai făcut nimic, nici pe altfel nu a făcut mare lucru, dar, băi, oricum plec, zice, după mine, Ludovic al XVI-lea au zis, după mine potopul, zice. Eu nu cred că un pocăit care e frumos, care e integru, care are mărturie, face lucrurile așa, nu? Eu cred că trebuie să mergi înainte și pe plan profesional, și pe plan material, și pe plan social, să mergi înainte cu integritate. O zis Pavel, n-ați observat, am observat în România, când intră șefa într-un magazin, toate angajatele aranjează ceva pe raft, imediat. N-ați observat? Sau acum, intră șeful pe șantier, știi? Nu mă alerg, mă zice, hai să mai mut toată regipsul ăla, din coace, sacul ăla cement, încă o dată în coace. Și Pavel a văzut tendința asta și a zis, atenție, atât de mult îmi place Biblia, că e foarte actuală. A zis, slujiți-le la stăpânii voștri, numai când sunteți sub ochii lor. Patronii zic amin. Da. Domnul să binecuvinteze. Da. Există tendința asta, zice. Eu am fost în tabără cu tinerii la conferință, sunt un om frumos, am învățat, au fost acolo slujire, slăvit să fie Domnul, ne-am bucurat. Bun, și de asta ce o să faci? Profesional. Dragii mei, vreau să mergeți înainte, indiferent câte piedici sunt. Acolo unde ești, material, social, repet, tu trebuie să mergi înainte. Să nu renunți. Să fii un om de top, de calitate, de cuvânt. O zis Dumnezeu către poporul Israel, veți fi cap și nu? Și nu coadă. Și nu coadă. Nu mai zic mai mult. Vă dau doi autori, Jack Canfield și Mark Victor Hansen. Oamenii ăștia au scris o carte pe care unii poate ați citit-o, destul de interesantă, Supă de pui pentru suflet. Ce nu știu mulți din cei care au citit cartea, este că 123 de edituri l-au respins cartea la început la oamenii ăștia. Știți că această carte s-a vândut în peste 130 de milioane de exemplare și a fost tradusă în 54 de limbi? Pentru că niște oameni au zis, noi știm ce am scris, știm ce vrem, merem înainte. Noi nu ne oprim la orice vânt, bă, nu mere cu aia, îs obosit, da? Dragii mei, Dumnezeu răsplătește hărnicia, nu lenia, să știți. Vă dau și o mărturie din viața mea ca să nu spuneți, mă, numai mărturii din ale altora, că tu n-ai nimic a mărturii. Duc aminte, în clasa 12 făceam 6 ore de matematică în fiecare zi pe lângă școală. Vreau să dau la Politehnică, la Timișoara, la informatică și părinții mi-au spus clar, noi nu suntem oameni cu bani și noi nu o să plătim lenia ta.
Dacă vrei să intri la informatică la Timișoara, o să te rugăm frumos să intri la fără taxă. Dacă ai intrat la cu taxă, vii acasă, faim frumos. Și te înscrie aici la Arad, că nu e nicio problemă. Știi ce bine să nu mai, să n-ai și varianta B în viață, să sau ce? Știi? La asta zice, dacă nu intru acolo, intru la asta, la altă zice. La, intru și cu 4, zice, cu 3. Nu. Și atunci am motivat părinții și am început să fac, este o culegere de matematică la Politehnică, la Timișoara, 1200 de probleme. Da? De probleme. Și aveam două examene de dat. Trigonometrie, da? Și algebră. Sper că nu v-am pierdut deja, pământ, da? Să nu... Aici, da, totul... Da. Și aveam 12 probleme din primul examen, 12 în al doilea. M-am uitat să văd, am studiat, să văd care sunt variantele ca să cadă. Care sunt variantele ca să nu cadă. Am vrut să văd exact... Da? Dacă greșesc câte probleme, din 24, 12, 12, din 24 de probleme, dacă greșeai 4, n-aveai nicio șansă să intri la fără taxă. Mă am dat seama că numai 3 am voie să greșesc. Concurența era undeva la 5-6 pe un loc. Veneau oameni de la jumătatea țării spre Timișoara. Am făcut vreo 3-4 luni matematică, 6 ore pe zi și apoi vă spun sincer că am obosit. Mulțumesc Domnului că nu era Facebook atunci. YouTube-ul numai ce se lansase, dar noi n-am aflat de el. Știți? Noi eram în spate, 20 de ani, România. Și mulțumesc Domnului că părinții m-au motivat. Și am auzit că merge cineva la un grup de rugăciuni și am zis, Doamne, poate mă salvezi Tu cu prorocie, să nu mai te trag atâta. Să le spui la părinții mei, să zic, facă cumva, nu știu, scoată niște bani undeva, trebuie să stau aici în casă închis. Și, dragii mei, și la școală în pauză făceam matematică. Și la școală. Și băteau joc colegii de mine. Și am zis, i-am spus la o fată care merea, pune-mă înainte, am și o cauză, zic. Pune-mă înainte, Doamne, poate Dumnezeu îi închide pe părinții mei și... Și vine cu prorocia fata și zice, o zis Domnul, zice, să faci partea ta mai departe, să muncești mai departe, nu vreți numărul la prorocul ăsta, așa-i? Să muncești mai departe, să-ți faci partea ta mai departe, pentru că vine ziua când vei ieși din sala de examen. Cu bucurie. Cu bucurie. Mă așteptam să zic că Dumnezeu, auzi, du-te la... Tata ziua, du-te și bate mingea în curtea școlii, că îți dictez eu problemele. Fac eu cu tine. Cu... Nu, Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu face așa. Așa că nu mai pune semne din aștia aiurea. Da? Nu, nu, nu. Dragii mei, am continuat. 8 luni de zile am umplut vreo 10 caiete de studențești de matematică. Pentru că am înțeles că Dumnezeu, dacă a zis o prorocie și dacă prorocul ăla e bun, n-am altă șansă. Vreau să vă spun că vine ziua examenului. Acum hai să vă mai spun ceva. Înainte de a intra la Politehnică aveam bacalaureatul și într-o zi m-am uitat peste comentariul la limba română din cauza matematicii. Nu din cauza sportului, din cauza matematicii, n-am avut timp să mă apuc să învăț comentariile la română. Îmi duc aminte că și acum, când m-am pus într-o seară pe genunchi și am spus, Doamne, Tu știi că eu am ascultat de Tine, am făcut matematică, că nu, mi-e întrebat matematică la admitere. Dar eu n-am învățat la română nimic. Doamne, fă o minune, să, nu știu cum să fac, dar știi că am fost ocupat cu matematica. În noaptea aceea am visat ceva interesant. Am visat că intram în sala de examen la oral, la limba română și cum intram pe dreapta era o masă cu zeci de bilete albe. Și în vis am mers și am tras un bilet alb pe care scria vorbește tot ce știi despre Harapal. Nu știu dacă vă sună cunoscut Harapal. Da? M-am trezit dimineața, am zis, Doamne, oare a fost de la Tine visul, oare a fost din mulțimea gândurilor? Acum nu prea am gândit mai mult, prea mult eu la asta. Eu era mai mult, mă gândeam cu integrale, cu derivate, cu radicale, cu matrici. M-am pus și am învățat Harapal, dragii mei, ca pe apă. Și m-am întors la matematică. Vreau să vă spun astăzi că e frumos să umbli cu Dumnezeu. O venit ziua examenului la limba română. M-am dus în fața sălii și îmi doream să se repete visul. Am intrat în sală și masa din vis era acolo.
Și zecele alea de bilete albe erau acolo. Numai că nu era suficient. Mai trebuia să fie cineva care să călăuzească mâna mea. Că un singur subiect din toate era harapal. Am întins mâna și am zis, Doamne, fac asta prin puterea Duhului Tău. Încredințat fiind că ceea ce Tu vorbești se împlinește. Și am scos un bilet pe care scria, vorbește tot ce știi despre harapal. Pentru că avem un Dumnezeu care lucrează. Și tu trebuie să ai experiențe cu El. Mi-aduc aminte că la engleză eram pânică iar cu engleză atunci. Acum lucrez la o firmă și toată ziua vorbesc limba engleză. Stăteam în fața sălii de examen și ieșau elevii transpirați din sală. Îi întrebam ce v-a picat. Păi eu zis unul, ne-a picat să vorbim despre cele mai tari staruri din filme. Zic, eu n-am fain, că eu n-am televizor. Zic, n-o supăr o căzut asta. Vine altul afară, zic, ce v-a picat? Ce s-a picat? Să vorbesc despre scoici. M-am gândit, eu nici limba română nu știu despre scoici. Să vorbesc în limba engleză despre scoici. Vă dați seama. Dragii mei, vreau să vă spun că acolo, știi cum te zmerești și te umilești? Iei niște hotărâri noi, numai nu stai să nu uiți de ele mai târziu. Și am zis acolo în fața sălii de examen, Doamne, aș fi vrut să știu mai multe engleză, da? Așa a fost situația, că fă-te rog să-mi cadă un subiect ușor. Am mers, am întins mâna și am scos un subiect, talk about your family. Vorbește despre familia ta. Noi am fost nouă la părinți, până am început, vă dați seama. Frumos, părând pe fiecare, data nașterii, cum îl cheamă, știi? Ca să nu intru în detalii. Și frumos, da? M-a întrebat profesoara, al câtelea ești din cei nouă? Și am zis, primul. Și am zis, primul trebuie să fie un model, să fie un exemplu. Și au zis, da, pentru aia chiar dacă nu meriți, îți dau 10, zice. Să fii un model, să nu uiți asta. Revin la Politehnică. Am ajuns la Politehnică, la sala de examen, lunea. Și acum ți-am minte, era o zi de iulie. Examenul de trigonometrie, lunea. Examenul de algebră, marțea. 12 probleme, 12 probleme. Am intrat în sală. Știți, când ni se umflă un pic pieptul, că ne-am pregătit prea bine, și Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Numai că nu cum ne gândim noi. Am intrat în sală, am făcut, așa am dat foaia, știți, vă rog. 3 probleme greșite din 12. Mai știți ce v-am spus acum 10 minute? Dacă greșai 4 din 24, nu mai intrai. Am greșit 3 din 12. Știți cum am plecat acasă? Mai bine simpli și smeriți, nu? Vezi ce frumos e Dumnezeu. Și când îți faci parte, Dumnezeu tot îngăduie să nu cumva să cazi în mândrie. Am mers acasă și am spus, Doamne, știi că mâine trebuie să iau 10 mâine. Și examenele de 10 la Politehnică sunt rarisime. Doamne, vreau să spun că eu nu mai știu nimic. Eu nu știu ce să mai fac. Dar un an de zile din viață nu vreau să-l pierd tot ce în matematică. Eu am nevoie ca tu să intervii. Știți cum m-am dus așa? Și am zis, merit acolo în față. Și am ajuns în față la profesorul la corectat. Și prin harul Domnului a fost 10. Am ieșit afară din sală și am spus la taică meu, hai să merg să mâncăm ceva. Și el a zis, eu ieri și azi nu mănânc. Că e frumos în viață mai mult decât banii lui tata, să ai postul lui tata. E frumos în viață să nu aibă numai bunicul tău experiențe cu Domnul. Să ai și tu experiențe cu Domnul. V-am ținut cam mult, așa-i? Astea vă plac. Vă mai zic una și gata. Că apoi nu mai am ce să vă zic altă dată. Sau? După ce m-am căsătorit, lucram la o firmă belgiană din... Da, în 2007 am fost la voi la biserică și am cântat o cântare, așa cum ați în minte, la biserica Elim. Eram angajat la o firmă belgiană care avea sediu în Timișoara. Apoi am plecat de la ei la o firmă din japoneză, la Arad, și m-am întors din nou la o altă firmă.
belgiană, în 2010 lucram la ei și la un moment dat am simțit îndemn să-mi pun CV-ul la o firmă din America și mi-am pus CV-ul. Ăștia mi-au oferit un salar frumos. M-am dus la firma belgiană și le-am spus, uitați, eu m-am căsătorit, cei din America mă lasă să lucrez de acasă în fiecare zi, voi din Timișoara îmi cereți să vin 3 zile pe săptămână la sediu, mi-e cam greu să fac naveta asta. Și ăștia au zis, cât ți-o dat, cât ți-o dat americanii? Atât. Belgenii au zis, îți dăm și noi atât, numai să nu pleci. Până la urmă am zis către soție, ce facem? Eu nu vreau să fac niciun pas fără Domnul în viața asta. Am luat o zi de post cu soția și seara ne-am pus și am făcut două bilete, am pus numele firmei belgiene și numele firmei americane și am zis către soția mea, dragă, după ce facem o rugăciune, tragi tu la sorți și eu cred că Dumnezeu va călăuzi în așa fel sinceritatea noastră încât să fie bine. În timp ce mă rugam, am văzut, nu-s proroc, dar am văzut în vedenie, ca și cum vă văd pe voi, firma belgiană, firma americană, cele două nume, nu vă zic numele, o săgeată de la firma belgiană către firma americană. Am încheiat rugăciunea, eu știam deja decizia, acum vreau să văd dacă soția confirmă prin tragerea la sorți. Și am zis, dragă, te rog să tragi. Și vreau să vă spun că Dumnezeu a confirmat și a căzut exact firma americană, pentru care am lucrat 7 ani jumate până săptămâna trecută pentru ei și vreau să vă spun că a fost o binecuvântare, că am putut să plec în misiune oricând, am putut să lucrez cu laptopul după mine și v-am spus lucrurile astea și aceste experiențe că atunci când trăiești cu cel care e cel mai frumos dintre oameni, ai experiențe frumoase. Nu doar titluri frumoase, nu doar o predică frumoasă sau mai puțin frumoasă. Vă motivez de astăzi în tot ce faceți să fiți exemple, să trăiți frumos, să fiți o mărturie vie și peste ani când ne vom întâlni și veți fi căsătoriți cu copii, poate, da? Să putem să spunem unii către alții, mai ții minte conferința aceea? A fost o temă frumoasă, să trăiești frumos. Frate Cristi, am încercat să trăiesc frumos și sunt binecuvântat de Dumnezeu într-un mod frumos. Amin.